Haideți să vedem cum se schimbă bateria la o cheie Volkswagen, cheie tip briceagă. Desfacem cheia. Apoi, vedeți aici, are o mică deschizătură. Puteți vedea, e făcută din două bucăți. Pentru asta, eu am considerat că este nevoie de mai multe capete de șurubelniță. Acesta e un pic mai gros. Mai avem unul mai subțire, mai îngust și altul și mai îngust și mai subțire. Ce facem prima dată? Încercăm să desfacem cheia în două. Va trebui să introduceți șurubelnița în acest spațiu mic și încercați să desprindeți. După ce ați reușit să o desprindeți, se desface de tot. Apoi, această bucată va trebui să o desfaceți, după cum puteți vedea, să o despartiți în două. Aici va trebui să folosiți o șurubelniță, un cap de șurubelniță mai mic. Iată unde se află bateria. Pentru a scoate bateria, la fel schimbăm acest cap de șurubelniță, unul mai micuț, mai îngust, pentru a putea intra cu șurubelnița într-un locaș destul de strâmt aici, pentru a scoate. Baterie normală. Ca să o puneți pe cea nouă înapoi, se poziționează simplu cu partea scrisă în interior. Apoi se pune foarte simplu, se prinde înapoi de jumătate cheii și apoi se pune și ultima bucată, destul de simplu, are un șanț, se introduce pe șanț și se apasă un pic mai tare. Asta e tot.